undeva... N-am idee de unde. Bună dimineața, Duță! Să trăiți, bună dimineața, domnul Dani, vă salut din nou. V-am spus, așa este, că îi pregătesc o mare surpriză lui Cătălin Oprișan. Nu i-am adus nici apă caldă, nici căldură, în schimb l-am adus într-un apartament în care s-au filmat scene din cel mai vizionat film românesc al tuturor timpurilor. Cred că v-ați dat și voi seama deja, Cătălin, cum... Bine, mă filmați, că s-a prins musca aia roșie. Deci cum am ajuns deja, Oprișan s-a prins din prima secundă. Oprișane, deci te-ai cam prins despre ce e vorba, nu? Cel mai vizionat film, urmărire al tuturor tipurilor. Fii atent, românesc. Până-ți revii tu, hai să ne reamintim, vedem câteva imagini din acest film și după aceea ne faci tu o poveste, pentru că ești foarte priceput la treaba aceasta. Uite-te și filmează, vezi? Fii atent, hai, uite tu să vezi imagine și după aceea revenim. Ia, fii atent. Ia dracu de paporiță, nu mai încurcături, mai băgat. Stai să ies! Ne, că iar te înțepenești. Unde dragui paporința aia? Oh, ce întuneric! Păi ce-ți frică cu mine? Vrăță mică. Mă, fraților, bag seama, să-i scurtă la minte ca și la fustă. Hai, mă, odată, mă, bă, că suntem în caz, mă, hai, mă! Ce-i, bă, ceva? Ce v-a apucat, mă? Mă, mă, ca v-așa, că v-a luat tremuriciu ca bătiri bomba. Uite-l-ai, hop la tata! Hai cu tata, uite, mușcă! Zic cum spărieși. Îți plăcu? Îți plăcu? Uite musca aia roșie. Ia-te-a dracu, bă. Cel mai vizionat film românesc al tuturor timpurilor, Neamărin Miliardar. Zic că dacă nici asta nu-ți place, că până acum ești adus, nu știu în ce locuri te-am dus și nu te-am adus acum. Aici este o parte din istoria noastră a cinematografiei. Ce zici? Da, frumusețe, dar nu mă pui vorbi decât așa. Gata, mă calmez, numai nu le urma așa vor. Băi, Mărinu, tu știi cum a fost făcut filmul ăsta? Adică de unde a venit ideea? Nu. Neamărin, deci am zapelea, nu făcuse niciodată un film de comedie și nici de... Așa ziceam, băi, Sergiule. Și stăteam eu odată la o băiețească și Neamărin, am zapele aici așa, ca să citesc de memorie, n-am mai zis-o niciodată, dar mă repet, bă, Sergiule, eu aș face un film din ăsta, de comedie. Și Sergiu, ca așa aici, Sergiu l-a întrebat, bă, și ce să faci prima dată într-un film de comedie? Și Neamărin i-a răspuns, băi, să latru. Zice, cum să latri, bre, Amza, că până acolo ești capă Mihai Viteazu și pe astea, așa cum vrei să latri? Și așa le-a venit ideea. Ai înțeles? Deci de aici a pornit, era o discuție. Primul film de comedie făcut de Sergiu Nicolaescu. Sergiu Nicolaescu. Nici înainte, nici după. Nici înainte, nici după. Regia... Hai să-l lași eu televizorul. Lasă televizorul. Te văzut și la televizor, da. Am văzut, că e o fire așa, dracu. Fii atent. Ideea e felul următor, că scenariul a fost scris de Vintilă Corbu, ăla care a scris Prima cădere a Constantinopolului. Nu aia a doua cu Loredana și cu... care a fost după aia cu Arșinel și cu... Deci Prima cădere a Constantinopolului, Vintilă Corbu. Înțelegi? Și atunci a zis, bă, și cu Neamărin, și cu Murada, și cu Sergiu, hai să facem un film. Uite, acolo ședea, uite, aici și așa ședea. Uite, exact aici, pe peretele ăsta, aici era Sergiu, nu-i bășcălie. Pe peretele ăsta era, înțelegi? De ce? El avea o criză de lomboșciatică. Nu putea să regizeze. Bă, da, multe. Și atunci, știi aia cu targa? Nu. Au adus o targă. Înțelegi? Și l-au legat pe Sergiu Nicolaescu de targă. Înțelegi? L-au ridicat în picioare și l-au pus, uite aici așa. Când stai tu aici, stai, uite aici. Povestește, da. Că vin imediat. Înțelegi? L-au legat exact. Unde duci, Mărine? Stai acolo, povestește. Mărine, nu pleca. Zi în continuare. Ședea, uite așa, aici, îl durea rău de tot și l-au pus cu targa aia aproape picioare, că nu stătea. Uite, cam așa un pic stătea și de aici dădea indicații exact așa și vorbea acolo. Băi, tu, camera 2, mută-te acolo, că el avea durere rău de tot de lomboșiatică. Și zicea, la mărire din tot! Iar te-am uitat scena! Ce mă spăriești, da? Asta când... Da. Ia uite, bă, băiatul, de unde-i apăruși? Hai să-ți arăt acum să vezi altă poveste. Oricum, în apartamentul ăsta a fost de-a lungul timpului. Știi cine a venit? Luciano Pavarotti. N-a avut loc, s-a lărgit ușa special pentru el. S-a făcut și o saună special pentru Luciano Pavarotti. Și unde mergem acum? Și dacă vrei, apartamentul poți închiria de Revelion. Până atunci, hai să te aduc repre, să vezi. Unde mă duci, Marine? Hai să arăt ce n-ai văzut până acum. Vino cu asta. Nu, lasă aici, mersi. Dacă zici că ți-e frică de tine. Nu, hai, du-te tu, dar nu. Etajul 19, ia uite, tată, ce zici? A? Cum ți se pare? Foarte frumos. Acum nu mai pot să mai imit, să mai... Deci bravo, măi, Cătălină. După cum puteți vedea, acolo este statuia. Iată că se vede statuia lui... Uite, statuia lui Brătianu. Dar care ce, n-a fost până acum... Nu, până acum vreo 2 ani. Bineînțeles, universitatea. De universitate nu se vede statuia lui Mihai Viteazu, care este a doua statuie din... Leu Mărine. A doua statuie din București, nu prima, prima este cea a lui Mavrocordat. Aici, bineînțeles, se vede Institutul de Arhitectură, un pic mai dreapta, dacă se poate, blocul Dunărea, care a picat la cutremur. Și acolo și era biserica Enei, de unde, de aici,
cetățenii străini stăteau și priveau și sfăceau cruce cum să dărâmă biserica Inei după cutremurul din 77. Ceaușescu venea cu o pendulă de aia mare și dădea. Ție-ți plecă mintea cu Sorcova. Fii atent că am multe de povestit și tu sunt convins că știi foarte multe legende. Apartamentul este foarte mare, 240 de metri pătrați. Merg acum să-ți fac un tur, se duc peste tot. Bun, că de 3 ori cât apartamentul meu din țețemeie. Și dacă vrei de revelion, poți să vii să-l închiriez special pentru tine, fac ofertă. Știi cât a fost bugetul la filmul ăsta? Nu știu. 3 milioane de lei pe vremea aia. Era mult sau puțin? 3 milioane, enorm, era foarte mult, dar puțin comparativ cu alte filme de acțiune. Fii atent, Trebuie să ne oprim, unde să ne oprim? Trebuie să ne oprim acum, poate mai târziu, dar acum trebuie să ne oprim că m-a cam luat puțin, că am tremurat în picioare. Amza, deci fii atent, jucase înainte. Hai, gata, Hai, ia, uite, bagă-te așa. Amza jucase înainte și în Osânda jucase, de exemplu, în Osânda jucase în asta la altul, moartea lui Ipu, cu Ipu, nebunul, trage cu tunul. Amasă cu tunul și înțeleg. Și Mihai Viteazu jucase și nu voia să se bage în de asta în comedie. Cazi, bă, dacă nu ești, nu ce. Nicolaescu înainte trebuia să facă și Independența, că era fix 100 de ani, că era 1977, s-a făcut filmul fix 100 de ani de la sărbătorirea. Dacă tot a început Postul Bucuriei, vreau să te văd fericit și bucuros, te aduc după aceea seară tot apartamentul. Uite, pentru tine am pregătit ceva aici și trebuie să ne oprim. Deci îți place unde te-am adus astăzi. O zi frumoasă, toate cele bune, oprișene. Salut pe băieți, lasă mâncare. Eu să trăi sănătate numai bine. Băi, cel mai iubit film din România, 16 milioane de spectatori, exact cât suntem noi, adică fiecare român a văzut filmul ăsta măcar o singură dată. Hai scena unde a fost Bușon la Bușon, vino cu scena unde a fost Bușon la Bușon, vino cu mine repede, hai. Cine era Amza? Eu nu aici, era Amza cu doamna asta. Uite aici, uite, fii atent. Nu știu că e atât de mare apartament ăsta. Aici a fost. Sigur, acest momentel a fost scurt și informativ. Doamna Stella Popescu, ce frumusețe. Ce scenă și ce frumusețe, punctez încă o dată. Noi am văzut filmul ăsta altfel, pentru că scenele se întâmplau la mare și în mintea noastră hotelul era unul de la mare, dar oamenii vremii știau că nu puteai obține asemenea imagini într-un hotel de la mare. Și atunci imaginele de interior, iată, s-au filmat la Inter, în Buricul Bucureștiului. Ce vremuri! Sigur, cei mai tineri, nu știu dacă au înțeles mare lucru de aici, decât două, trei informații în plus. După cum știți, lui Oprișan este foarte, foarte frică de înălțimi, ca și colegului meu, Răzvan, căruia îi mai este frică și de muncă. Cele două mari frici i-au stăpânit ultimii 20 de ani din viață colegului.